Așteptăm nominalizarea pe care o va face, conform Constituției. După aceea, grupul se va întâlni cu primul ministru desemnat și vom avea o discuție în urma căreia vom lua o decizie legată de cum vom vota. Depinde de discuția, foarte mult de discuția pe care o vom avea cu, dacă o vom avea, sper să vină la noi la grup să discutăm, cu primul ministru desemnat de președinte. O să vedem. Dacă va fi foarte convingător, da, dacă nu, din nou diferit ca până acum, cum ați văzut, cu fiecare coleg votând cum crede că este mai bine.